Încă de anul trecut, primăria Roman a pus la dispoziția romașcanilor chestionare prin care a dorit să se cunoască gradul de mulțumire al cetățenilor vis-a-vis de activitatea administrației locale. Chestionarele ce au putut fi completate online sau în sistem clasic au oferit posibilitatea romașcanilor să și vină cu propuneri despre proiectele ce ar trebui realizate pentru modernizarea municipiului. În anul 2015 am desfășurat un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de municipalitate pentru creșterea calității acestora. Chestionarul utilizat pentru evaluarea satisfacției cetățenilor a arătat că 70% din respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile primăriei, iar prioritățile investiționale și proiectele asumate pentru etapele viitoare corespund în mare parte cu propunerile transmise prin chestionare. Administrația publică locală a fost de altfel menționată ca fiind instituția cu cea mai mare transparență față de cetățeni, analiza națională poziționând Romanul pe primul loc din cele 109 municipii din țară. Au fost evaluate și apreciate, așa cum vă spuneam, de Ministerul pentru Transparență, Consultare Publică și Dialog Civic la începutul anului 2016, în urma căreia aceste analize, Romanul a ocupat locul întâi pe țară între cele 109 municipalități evaluate. Pe parcursul anului 2015, la completarea chestionarelor au participat 253 de respondenți, 235 de chestionare fiind completate online și 18 chestionare în format tipărit depuse în urna din holul primăriei.